Bună! Numele meu este Delia Pop. Bine ai revenit pe canalul meu și îți mulțumesc că mă urmărești. Pentru astăzi, în seria Mesaje intuitive și intenții zilnice, mi-am propus să abordez o temă sugerată de unul din vizitatorii canalului meu, cel care mi-a scris atunci mai de mult și îmi cer scuze că abia acum am ajuns să răspund, recunosc că a trecut foarte mult timp de atunci și mi se întâmplă câteodată să primesc sugestii și să nu reușesc să răspund în momentul când le citesc, iar apoi, greșeală umană, îmi iese din cap. De aceea îmi cer scuze tuturor celor cărora de-a lungul timpului probabil este posibil să le fi răspuns prea târziu sau poate să nu fi ajuns deloc să le răspund, pur și simplu pentru că nu am avut timp și pentru că în timp am omis să mai ajung și la subiectul acela. Vă rog frumos, dacă există ceva care vă preocupă foarte mult, chiar vă invit să repetați întrebarea sau sugestia respectivă. Eu primesc notificări în legătură cu mesajele voastre. E adevărat, nu primesc notificări în legătură cu toate mesajele. Este nevoie cumva să intru în mod specific și să controlez, să văd dacă mai sunt și altele, pentru că nu, cumva sistemul nu mă anunță de absolut toate comentariile pe care le fac oamenii, le lasă oamenii la clipurile mele, însă periodic verific clipurile și verific comentariile, dacă au apărut comentarii, sugestii noi, întrebări noi, preocupări noi ale voastre, astfel încât să ajung să răspund. Așa că vă rog frumos să, dacă există ceva ce vă preocupă și mi-ați adresat deja acea întrebare sau acea sugestie și nu am făcut încă și a trecut mult timp de atunci, vă rog frumos să repetați sugestia sau întrebarea aceea pentru a mă ajuta să-mi reamintesc. Mulțumesc foarte mult în avans tuturor! Îmi doresc să fiu alături de voi cât mai des și într-un mod cât mai eficient cu putință. Revenind la tema de astăzi, pe care mi-a sugerat-o acel vizitator mai de mult, și anume cum să facă, se întreba, ok, cum aș putea să folosesc legea atracției? Eu deja am început să folosesc legea atracției, spunea domnul acela. Eu deja am început să folosesc legea atracției pentru a manifesta, a materializa propria mea locuință, propriul meu apartament în viața mea. Dar nu știu cum să fac pentru că încă nu am banii și nu am banii pentru acest apartament. Cum să fac? Cum să fac să atrag banii pentru această locuință nouă, pentru acest apartament, casă, ce își dorește fiecare. Și cum să fac? Și aceasta este intenția mea de astăzi, pentru că întâmplător recunosc că și eu îmi doresc, printre dorințele, multiplele mele dorințe, o am și pe aceasta și eu îmi doresc să mă mut împreună cu familia într-o locuință mai mare. Ceea ce vizualizez eu de mult timp este un apartament cu mai multe camere da? Decât cel în care locuim acum. Am o viziune specifică și conturată în multe detalii și până la detalii foarte fine despre cum mi-aș dori să arate următoarea locuință în care să mă mut împreună cu soțul și cu copilul meu. Însă încă nu ne-am mutat. Și nici nu sunt semne foarte mari că ne vom muta curând. O să vă povestesc din nou, ca de fiecare dată, experiența mea și cum lucrez eu cu dorințele mele. Și în același timp,
Vom lucra și cu micuța colecție de învățături zilnice a Rhonda Byrne și vom căuta un mesaj intuitiv de la Univers, de la Doamne, Doamne, în legătură cu această intenție. Pentru că bănuiesc că foarte mulți dintre noi chiar își doresc să aibă o locuință mai nouă, mai frumoasă, mai mare. Și am pregătit trei idei pe care să le împărtășesc cu voi, pe care le folosesc de ceva timp, de când lucrez la acest proiect al meu, acela de a vizualiza și de a materializa în viața mea un apartament mai mare. Prima idee este legată de cum. Cum fac să atrag banii de care am nevoie pentru a cumpăra apartamentul, vila, casa și așa mai departe. Cum fac? Dacă nu am bani, cum fac să ajung să iau? Pot să obțin o locuință nouă, altă locuință, o locuință proprie, fără să fie nevoie să mă gândesc cum să fac rost de bani? De multe ori, totul se reduce la cum. Avem tendința de a raționaliza totul, de a gândi logic. Tendința de a gândi logic. Măi, cum să mă gândesc eu la o locuință nouă din moment ce abia mi-ajunge salariul să plătesc toate facturile lunare și rechizitele copilului și hai, poate ne mai permitem să mai ieșim și noi prin Herăstrău din când în când. Și de unde să mai scot, de unde să vină acel apartament? Păi pot eu să stau și să vizualizez apartamentul sau vila sau așa până poi marți. Că dacă nu sunt bani, de unde să se materializeze? Doar așa, că stau eu pe canapea și mă gândesc. Adică, cu alte cuvinte, dragă Delia, bagă-ți mințile în cap că stând așa pe canapea și gândindu-te, visând la cai verzi pe pereți, adică apartamente cu patru camere în loc de una sau două sau trei, da? Fără bani în buzunar, fără să pice bani din cer, așa. Draga mea, stai tu liniștită că poți să visezi cât vrei, că nu o să se întâmple. Raționalizăm. Când gândim așa, ce facem? Gândim. Soțul meu are o vorbă. Ți-am spus să nu mai gândești atâta. Nu-ți face bine. Și nu doar soțul meu, și tati. Și tati folosește expresia asta de mult. Și atunci când îi auzeam pe ei, obișnuiam să mă aricesc așa puțin. Ai mă, tati, cum... Adică vrei să spui că... Ce, nu-mi face bine să gândesc? Da, zice tati, nu-ți face bine, lasă-l, nu mai gândi atâta. Ei, ajung să-i dau dreptate lui tati, da? Ajung să-i dau dreptate. E adevărat, în unele situații este foarte bine, în anumite, nu că în unele situații, din foarte multe puncte de vedere, bineînțeles că avem nevoie de rațiune și logică și de discernământ, da? Discernământul este o abilitate a noastră de a gândi logic și de a face alegeri bazate pe, cum se spune, pe riscuri calculate, da? Eu nu încerc să fac aici, să aduc un omagiu lipsei de discernământ și să vă învăț să nu mai discerneți, doar să visați. Da? Și să renunțați la rațiune și la logică. Absolut deloc. Și logica, rațiunea, judecata și discernământul ne sunt foarte utile și necesare în viață. Însă, ceea ce îmi propun eu este să vă ajut să
vă dați libertatea să gândiți, să alegeți, să gândiți și să priviți lucrurile atunci când vă loviți de ele, da? Când sunteți față în față cu o problemă, cu un proiect, cu ceva de rezolvat, cu ceva ce vă doriți, da? Nu este și cum să fac să fie, da? Ok? Sau este așa și cum să fac să fie invers, ok? Ei, în momentul ăla, nu înseamnă să renunțați la logică și discernământ, le păstrați, însă să vă deschideți un pic mai mult pentru a privi printr-un spectru cât mai larg, din cât mai multe perspective și unghiuri de vedere, ceea ce aveți în față. Da? Nu doar dintr-un singur unghi de vedere, acela al rațiunii logice, al judecății logice și al discernământului. Mă, păi cum să îmi spui că să stau să mă gândesc să visez la apartament când eu n-am un ban în buzunar? Și că o să vină apartamentul. Poi marți o să vină. Păi ba da, îți spun să visezi la apartament. Pentru că ceea ce îți spun eu, nu îți spun să visezi, să visezi la cum să apară apartamentul. Și aici ajung la faptul că ne lovim foarte mult aplicând judecata logică, rămânem la aceste întrebări. Cum? Ajungem la cum și rămânem acolo. Cum? Păi cum? Păi cum să fie? Cum este doar o parte din ecuație. În ecuație mai avem și alte elemente, care cum plus X plus Y plus Z vrem să ne dea apartamentul cel mare, nou și frumos, propriu și personal, de care să ne bucurăm. Cum vreau să fie acea casă? În cât mai multe detalii. Cum vreau să arate? Și îndrăznesc să spun că nu este de ajuns să știu că, păi eu stau într-un apartament de două camere, aș vrea și eu măcar trei. Nu este de ajuns. Mai multe detalii. Trei camere sau patru camere? Decideți-vă. Puteți să, cum se spune în filmul și în cartea Secretul, poți cere orice. Dacă vrei, poți să ceri și apartament cu patru camere. Știu că vor exista printre voi care veți zice, mă veți lua în zeflea mea și veți zice, bine mă, atunci nu cer un apartament, cer un castel pe Valea Loarei, da? Care e cu 100 de camere, dacă poți să ceri orice. Da? Cere acel lucru. Un castel pe Valea Loarei cu 100 de camere. Te vezi trăind acolo? Îți poți imagina cum te vei simți acolo? Ce ai face în fiecare cameră? Ce atribuție, ce specific ai crea pentru fiecare cameră? La ce ți-ar folosi fiecare din cele 100 de camere? Cum ai vrea să fie grădina care înconjoară castelul, da? Și dacă te poți simți acolo, și dacă te poți simți bine, dacă te poți imagina că te-ai simți bine acolo și ai ști ce ai vrea să faci și cum ar fi viața ta și dacă nu numai că ai ști ce ai vrea să faci acolo și ce ai face când ai locui în acea locuință, în acel castel, da? Că și un castel e tot o locuință, da? Care e diferența? Tot o locuință este. Diferența care este? Nu constă în numărul de camere, nu constă în cât de mare e grădina, e cu sau fără grădină. Diferența este cum te simți tu acolo. Ce ai face acolo? Și făcând acele lucruri pe care îți imaginezi că le-ai face, cum te-ai simți? Te-ai simți mai bine decât te simți acum? Ți-ar plăcea? Ți-ar aduce o bucurie? Ai putea să aduci o bucurie și altor oameni din jurul tău, poate familiei tale? Poate ei s-ar simți mai bine și ei decât se simt acum?
Poate faptul că tu te-ai simțit atât de bine acolo și ți-ar plăcea atât de mult și ai putea să faci atât de multe lucruri pe care acum nu le faci. Ce ar însemna asta? Ce ar însemna asta pentru tine? În ce mod ar fi acest lucru benefic pentru tine? Și în ce mod ar fi acest lucru benefic pentru cei din jurul tău? Sau pentru acei oameni, alți oameni pe care poate nici nu-i cunoști, dar poate îi vei cunoaște mutându-te acolo, fiind acolo, având acea nouă locuință, indiferent că vorbim despre un apartament de 4 camere în loc de 2 sau o vilă cu un etaj în loc de un apartament de 3 camere și așa mai departe, sau un castel pe Valea Loarei în loc de o garsonieră în drumul taberei. Nu are importanță. Important este să te poți imagina acolo. Să-ți poți imagina în detaliu ce ți-ar plăcea acolo. De ce ți-ar plăcea să fie fix așa? Și cum? Ce înseamnă fix așa? La ce se referă fix așa? Cum ar fi? Cum ai vrea să fie? Și dacă ar fi așa, te vezi acolo? Te poți simți acolo? Și când te simți sau te vezi acolo, cum te simți? Te simți bine? Te simți confortabil? Sau îți creează îngrijoare? Castel? Ce să fac eu, mă, cu castel? Aoleu, atâtea camere? Hai, mă, că nu-i de mine. Deci, atunci, ce altceva ar fi de tine? Unde te-ai simți confortabil? Unde te-ai simți confortabil? Pentru că poate la fix momentul acesta din viață nu te-ai simți confortabil și dacă Universul ți-ar aduce și ți-ar pica în fața blocului în care stai, castelul de pe Loara, cu tot culoarea și cu tot cu grădinile lui de kilometri întregi. Nu te-ai simțit bine. Deci poate că nu-ți trebuie castelul de pe Loara. Poate că nu acolo te-ai simțit tu confortabil. Poate că nu acolo te-ai simțit tu fericit. Vesel, împrăștiind energie pozitivă în jurul tău. Dar, dacă dintr-o garsonieră îngrămădită, cu lucrurile atârnând peste tot, Universul, cumva, nu știu cum, cu bani, fără bani, cadou de la cineva, cadou de la Univers, ți-ar pica în fața blocului. Apartamentul cu 3 camere la care visezi tu și unde simți că, oh, ce frumos ar fi camera copilului, aș face-o așa și s-ar simți așa și am vorbit cu băiețelul și i-ar plăcea să aibă asta și să aibă asta și să aibă cealaltă și și-ar invita prietenii și ar fi super, s-ar simți super. Ah, oh, și ce frumos ar fi în sufragerie și ce frumos ar fi că am împărțit sufrageria în două și am putea să luăm și masa, în loc să luăm masa înghesuiți în bucătăria mică pe care o avem acum, am luat masa ca la castel. Da? Și după aceea ne-am întinde pe canapea și ne-am uitat la un film. Ah, și ce frumos ar fi! Și unde mi-aș pune oglinda? Și cum aș vrea să fie șifonierul? Oh, ar fi dublu! Ba nu! Chiar triplu decât este acum! Wow, chiar m-aș simți extraordinar! Să am atât de mult șifonier! Da? Da. În detaliu. Încercați să detaliați
detaliile. Imaginați-vă în detaliu cum v-ar plăcea să arate noua, să fie, ce v-ar plăcea să aibă, să fie în ea noua locuință. Și cum v-ar plăcea să arate împrejurimile noii locuințe. Ce vecini v-ar plăcea să aveți. În ce cartier sau în ce zonă a orașului, în ce oraș ați vrea să fiți. La mare, la munte, în același oraș, în același cartier, în alt cartier. Da? În detaliu. Și când aveți detalii, detaliați detaliile. În sensul că mergeți mai în profunzime. De ce îmi doresc acel șifonier triplu? Cum m-aș simți? Ce îmi doresc? Cum îmi doresc să fie? Nu cum îl obțin, cum îmi doresc să fie. Și atunci când aveți răspunsul și detaliile acestea despre cum vă doriți să fie și cum v-ar plăcea să fie, simțiți-vă că sunteți acolo. Vizualizați, încercați să vă impregnați cu senzațiile acestea. Cum se simte această nouă locuință? Cum se simte faptul că am un apartament cu 3 camere în loc de una, în care copilul meu doarme în propria lui cameră? Iar eu am un șifonier triplu pe holul dintre camera mea, dormitor și sufragerie. Și în sufragerie avem și locul de luat masa, care este îndeajuns de mare încât să invităm toată familia în vizită la noi de Crăciun, de Revelion și orice alte sărbători. Nu mai trebuie să mergem noi la ei. În sfârșit mai pot să vină și ei la noi, că avem unde să-i așezăm la masă. Și în plus, avem și loc de canapea. Și de televizor. Și de 2 fotolii. Wow! Cât de tare e chestia asta! Al treilea punct despre care doream să vă povestesc este faptul că probabil mulți dintre voi mă vor întreba sau se întreabă deja: păi și zici că lucrezi la proiectul ăsta de ceva timp. Păi și cum? Tu care ești mama legii atracției, vorbești aici de legea atracției, mamă, tu ci că aplici și faci meditații, vizualizări, chestiile astea. Și păi și cum n-ai materializat? Hai, mamă, ar fi trebuit să fie simplu pentru tine, nu? Păi dacă tu n-ai reușit, cum o să reușim noi, ăștia care ne înveți? Care nu știm și ne înveți tu. Păi ce ne înveți aici? Ce ne înveți? Tu cum de n-ai reușit? Și ajung la punctul 3. Nu este vorba că nu am reușit. Este vorba că este posibil ca atunci când ceva ce îți dorești încă nu s-a materializat în viața ta, nu înseamnă că legea atracției nu funcționează, că puterea ta de a vizualiza sau de a materializa lucruri, oameni, întâmplări, evenimente în viața ta, de fapt, este nulă. Nu ai această putere. Nu înseamnă acest lucru, ci este foarte probabil să aibă legătură cu ceea ce este potrivit, cel mai potrivit pentru tine în momentul acela. Noi, cu toată gândirea noastră logică și cu toate abilitățile intuitive pe care le avem, totuși știm, deși avem acces la toată informația care există, a existat vreodată sau va exista vreodată, știm totuși foarte puțin, o bucățică mică, 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 mică. Și cu cât gândim mai mult, cum zicea tati, mă, nu mai gândi atâta, că nu-ți face bine. Da, cu cât gândim mai mult, cu atât reducem, limităm ceea ce știm.
Pentru că începem să încadrăm în diferite tipare. Și dacă nu se potrivește, ups, mai tăiem, crop, 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 mai tăiem, da? Edităm, montăm, da? Ca să încapă în tiparele respective, da? Așa că, oricum știm foarte puțin. Putem să știm mai mult, dar este nevoie să deschidem perspectivele, să lărgim unghiurile din care privim lucrurile. Și atunci, tocmai în ideea de a lărgi unghiurile din care privim lucrurile, vă recomand să vă gândiți că poate există un motiv specific, un mesaj, o lecție, ceva pe care tu trebuie să-l știi, trebuie să-l conștientizezi, trebuie, este nevoie, ai nevoie de asta. Ai nevoie să-l conștientizezi, să trăiești, să-l experimentezi. E nevoie să ți se întâmple așa pentru că în situația aceasta în care ești, există un mesaj, există acolo un sâmbure de ceva pe care tu poate nu-l vezi acum, dar când l-ai vedea, când l-ai înțelege, ai putea trece dincolo. Se va schimba. Va apărea cumva, cumva, modalitatea prin care te vei muta într-un nou apartament. Și ghici, va fi așa cum ți-ai dorit tu. Va fi așa cum te-ai gândit tu. Cum ai visat tu. Ba chiar și mai bine decât atât. Iar dacă nu este așa, dacă o să spui, păi și dacă eu m-am tot gândit, mi-am dorit o casă și da, m-am mutat la casă, am obținut casa. Da, s-a întâmplat așa în viața mea, au decurs circumstanțele și m-am mutat la casă. Nu mai stau la apartament, m-am mutat la casă, dar este într-o zonă care este încă în construcție. Țevile sunt vechi, explodează mereu. Și mereu sunt canale înfundate și probleme cu scurgerile și cu refulările de toaletă și m-am săturat și miroase urât și vecinii sunt groaznici. Eu nu asta mi-am dorit. Eu nu mi-am dorit să fie așa. Atunci, întreabă-te, de ce este așa? Care este mesajul? Care este lecția de învățat pentru tine? Ce este important pentru tine să scoți din această situație? Ce este de aflat, de învățat, de înțeles, de conștientizat? De ce este așa? Poate că este așa pentru un motiv specific de care încă nu ți-ai dat seama. Dar întrebându-te, de ce este așa? Dorindu-ți să afli, de ce s-a întâmplat așa? Ce este în spatele acestei întâmplări? În spatele faptului că mi-am dorit o casă și iată, am obținut casa, dar ia uite câte probleme am. Parcă atunci când locuiam în apartament, nu aveam atâtea probleme. Nu eram atât de nefericită. Parcă eram mai fericită atunci. Și acum eu mi-am dorit casă pentru a fi mai fericită și nu să fiu mai fericită, sunt mai nefericită. Care este mesajul? Și întrebându-te, dorindu-ți să afli, ceea ce cauți, te caută pe tine. Și te găsește. Și tu vei găsi acel lucru pe care îl cauți. Bun, clipul este foarte lung, deosebit de lung, însă sper că v-a ajutat. Îmi doresc din tot sufletul să vă fie ajutat.
măcar câteva din informațiile pe care și din poveștile pe care vi le-am spus aici. Iar acum vă invit să deschidem împreună cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne pentru a vedea ce mesaj intuitiv ne transmite Doamne, Doamne, ne transmit îngerașii, ne transmite Universul în legătură cu intenția noastră. Intenția mea este să materializez în viața mea acel apartament minunat la care visez de mult. Relaxează-te și gândește-te în detaliu, la câteva detalii în legătură cu acea locuință la care visezi. Simte-te acolo, exersează acea senzație de a fi acolo. Este bine. S-a deschis la pagina 152. 152. Să vedem. Ce ne zice Universul că putem face pentru a atrage o nouă locuință sau propria noastră locuință în viața noastră. Uneori este mai bine să îți focalizezi întreaga energie asupra unui singur lucru, astfel încât să îl duci la bun sfârșit. În această direcție, fă-ți o listă cu toate lucrurile pe care ți le dorești de la viață și focalizează-te pe rând asupra lor câte o zi întreagă. Atunci când te focalizezi asupra unei dorințe, simte că aceasta s-a împlinit deja. Simte că ești acolo, în locuința ta nouă. Primele dorințe care se vor manifesta în viața ta sunt cele pentru care nu-ți faci deloc griji, întrucât absența grijilor îi permite întotdeauna Universului să îți furnizeze mai ușor ceea ce îți dorești. Absența grijilor! Absența lui. Cum să fac rost de banii pentru apartament dacă eu abia îmi permit să supraviețuiesc? Face Universul rost de banii de care ai nevoie. Sau face rost de apartament fără să fie nevoie de bani. Cum ar fi? Wow! Noi nu putem vedea asta. Noi vedem doar o bucățică mică. Și cu cât gândim mai mult, vedem și mai puțin. Acum eu nu vă spun. Disclaimer, da? Da? Eu nu încerc, pe canalul meu, nu încerc să învăț lumea să nu mai gândească. Gândirea este necesară, de aceea o și avem. Însă, avem nevoie să mai și visăm, să ne mai gândim și la ceea ce ne dorim și cum ne dorim să fie, și să simțim, să experimentăm în interiorul nostru, să ne dăm această libertate de a visa la cum ne simțim acolo. Deși acel acolo este doar în imaginația noastră, în spatele ochilor, în spatele ploapelor. Da? Vă doresc o zi minunată!